Bună, dragilor! Da, iarăși e Motanul aici și bine ați venit la Tarot Zilnic pe Zodii. Hai să vedem ce ne așteaptă în ultima zi din luna iunie, da? Să știți că în iulie avem un eveniment foarte frumos. Pe 3 iulie canalul de YouTube Tarot Soare și Lună face un an de activitate și cred că voi face o filmare specială, mă voi gândi. Chiar vă rog să-mi lăsați în comentarii o idee, da, de filmare. Vreau să o fac tot pe semne zodiacale, dar să-mi spuneți, nu știu, să fie de dragoste, să fie pentru o anumită dată, să... Nu știu, dacă vreți pot să fac ceva, nu știu, ideea mea ar fi... Dar e doar ideea mea, voi lăsați și ideea voastră și în funcție de like-urile pe care le primiți la comentarii, eu voi face acea filmare sâmbătă, cred că sâmbătă cade 3 iulie. Deci ideea mea e să fac o filmare pe semne zodiacale, deci pentru fiecare semn zodiacal, să fie de dragoste, da? Nu știu, pentru luna iulie, pentru toată vara, nu știu, mă voi hotărâ, da? Dar o să vă rog să vă gândiți, să lăsați acolo în comentarii și ăsta este cadoul meu pentru voi. În regulă, dragilor, acestea fiind spuse, începem cu sfatul zilnic, iar apoi vom vedea pentru fiecare semn zodiacal cum stau lucrurile. Hai să vedem. Și aveți așa, nu interpreta nimic la modul personal, adică avem, da, nu interpreta nimic la modul personal din seria, da, cu mesajul, adevărul tău personal îți aparține numai ție. Da, sună ciudat, dar dragilor să știți că, da, cam fiecare e cu adevărul lui, fiecare e cu mintea lui, fiecare e cu plăcerile sale și dacă noi ne-am simțit într-un anumit fel într-o situație, iar altă persoană s-a simțit altfel, na, fiecare e cu dreptatea lui, fiecare e cu adevărul lui, pentru că știți cum e, nu știu, ne uităm așa de la acest card noi de aici, da, și noi spunem că nu, că pe acest card scrie doar așa, ei, asta vedem noi. Gândiți-vă că dacă ar fi cineva în spate acolo, da, momentan nu sunt nici pisicile, ar vedea asta, da, dar n-ar vedea ce vedem noi și atunci și noi avem dreptate și cei care se uită de acolo au dreptate. Cred că înțelegeți ce vreau să spun, în special cei care sunteți foarte, foarte intuitivi. Mesajul este în felul următor, opiniile și punctele tale de vedere reflectă legămintele pe care le-ai făcut, fiindu-ți caracteristice numai ție. Ei, cam așa este, cam ce alegem, cam aia culegem, da? Ele nu reprezintă adevărurile altor oameni, ci exclusiv adevărurile tale personale. Exact, dacă noi ne simțim într-un fel, într-o situație, asta nu înseamnă că situația respectivă este și rea, da? Sau bună, depinde de la caz la caz. În regulă, dragilor, acestea fiind spuse, puteți să căutați în descriere timpii pentru semnele zodiacale pe care vreți să le vizionați. Eu voi începe cu dragii mei berbeci, să vedem care sunt energiile aici. Aveți așa situația regele de spade, ce anume se întâmplă, rezultatul final și energia generală 4 de bâte. Ok. În primul rând aici văd că e o zi pentru voi în care celebrați ceva, ceva ce are legătură cu zona instituțiilor publice, cu o persoană cu uniformă, ideea aceasta de lucruri foarte bine gândite, intelectuale, ascunse, da? Deci niște strategii foarte bine puse la punct care au legătură cu o celebrare, cu o celebrare, cu o mică mare petrecere, cu o idee de a vă simți bine. Parcă e și găsiți sau o persoană vă oferă o soluție, cum anume să ieșiți dintr-un blocaj și parcă e și cunoașteți această persoană ori la o petrecere, ori la o întâlnire, nu neapărat să fie petrecere pe bune, poate, nu știu, vă întâlniți într-un cerc, da, de prieteni sau aflați, da, de această persoană, da, pentru unii poate fi vorba de un inamic, dragii mei berbeci, da. În special dacă sunteți bărbat, poate fi vorba de un inamic foarte periculos, aș spune eu. Și hai să vedem ce anume se întâmplă, 4 de săbi. E posibil să vă luați nițel liber, da? Sau să vă luați așa un moment de respiro, o mai lung, mai scurt, nu știu să vă spun. Stați așa și analizați poate o anumită strategie pe care vreți să o abordați într-o situație anume din viața voastră, într-o relație, în zona profesională, depinde de fiecare.
E ceva aici care e nou în viața voastră, posibil chiar o persoană nouă pe care ați cunoscut-o sau pe care o cunoașteți, niște vești noi care vin către voi și care pur și simplu vă ating inima și stați așa și analizați lucrurile foarte, foarte bine. Și rezultatul final este magicianul. Văd că în final găsiți o soluție și parcă pur și simplu conștientizați că a mai venit către voi elementul care vă lipsea, emoția sau o persoană care v-ar putea ajuta, ceva ce vă lipsea vouă acolo și parcă acum e nevoie doar de un semn divin și reușiți să învârtiți acolo lucrurile în așa fel încât să vă iasă bine, dar nu le învârtiți acum că mințiți sau mai știu eu ce, pur și simplu le așezați acolo în așa fel fiecare la locul lui încât să vă iasă o adevărată artă. Și dacă sunteți femeie, vă simțiți de neînvins în această zi. Și asta e bine. Pentru voi e o perioadă în care la fel puteți să vă afirmați foarte bine, puteți să fiți autentici, vă simțiți adevărata voastră valoare și asta e bine. Aveți o singură arcană majoră, deci nu se întind energiile foarte, foarte mult. Dragii mei tăurași, hai să vedem pentru voi, da? Ce se întâmplă, ce se arată. Și aveți așa situația, turnul, ok? Ce anume se întâmplă, rezultatul final și energia generală este pajul de monede, dragii mei tauri. Pentru voi e posibil să se zdruncine nițel ceva care are legătură ori cu zona învățământului, dar poate auziți de așa ceva, nu neapărat că se zdruncină în viața voastră. Deci ceva ce are legătură ori cu zona învățământului, ori cu niște activități noi de a face bani. De asemenea, văd că e ceva aici care se zdruncină în viața voastră și are legătură cu o cunoaștere foarte, foarte mare. De asemenea, posibil să aflați anumite lucruri sau să conștientizați și aceste conștientizări sau aceste secrete pe care le aflați să cam zdruncine nițel părerea pe care o aveați despre o situație, despre o relație, despre un domeniu, poate despre un bărbat. Un bărbat foarte tradiționalist, foarte înrădăcinat în propriile convingeri, un bărbat ușor așa mai econom, ca să spun așa. Dacă sunteți bărbat, poate fi vorba de voi și anume că poate în urma acestor secrete sau în urma acestor lucruri pe care le aflați, vă schimbați părerea despre ideea aceasta de învechit pentru cei mai mulți dintre voi. Și hai să vedem ce anume se întâmplă, asul de monede, ori niște bani care vin către voi, o veste sau o activitate nouă pe care o faceți, ori mâncați ceva diferit, mergeți într-un loc nou, faceți niște activități care au legătură cu ideea aceasta de materialitate și sunt lucruri noi, da, care vin în viața voastră. Și rezultatul final este 3 de monede. Iarăși, această idee de a învăța ceva sau de a repara ceva, de a construi ceva aici, parcă mai șlefuiți ceva, parcă pur și simplu încercați să introduceți un element de noutate într-un grup, da? Posibil alții să aveți de-a face cu un grup de oameni, cu niște colegi de muncă, cu niște prieteni și așa mai departe. E o energie bună aici, dar v-am spus, e o zi cu transformări, e o zi în care e posibil să se dea așa jos niște măști de pe față, poate anumite persoane care până acum stăteau lângă voi, deodată așa vedeți că tună și fulgeră și dispar de acolo. Dar nu e nimic rău în asta, că v-am zis, e cu schimbări și sunt benefice. Dragii mei gemeni, hai să vedem pentru voi ce se întâmplă, ce se arată. Și aveți așa situația 6 de bâte, ce anume se întâmplă, rezultatul final și energia generală 8 de bâte. Ce faceți, dragii mei gemeni? Mamă, câtă pasiune aici. Da. Cine știe ce fac și eu mâine. Sau mă rog, azi, depinde cum vă uitați la filmare. 8 de bâte, 6 de bâte. Multă pasiune, dragii mei gemeni, din ce vedeți aici. O oficializare, un succes, da, ceva ce e la cote maxime și ceva ce e foarte, foarte rapid. Ce are legătură cu zona internetului, cu multe drumuri, cu foarte multă pasiune și cu, da, în special cu ideea aceasta de drum, de schimbare, de mutare. Multe mesaje care vin către voi, dragii mei gemeni, și e o energie așa foarte bună de foc, da, de multă pasiune, de mult entuziasm, iarăși, pentru cei mai mulți dintre voi și e ceva de care vor mai ști și ceilalți, e ca și cum e o bucurie în public, da?
și ce anume se întâmplă 4 de spade. Parcă stați așa și vă uitați frumos și analizați lucrurile și stați și vă gândiți, poate chiar trăiți foarte, foarte intens acest sentiment sau poate chiar după această bucurie vreți să vă luați așa un moment de respiro, un moment de pauză. Pentru unii poate fi vorba de faptul că pur și simplu vă luați un moment de respiro și pe total neașteptate, da? Ori vă invită cineva undeva, ori plecați voi undeva și e posibil să evadați așa nițel pentru unii gemeni prin zona spirituală, posibil să aveți așa o epifanie din aceasta, deci un moment mai aparte, aș spune eu, deci un hint din acesta spiritual. Un moment cu totul și cu totul aparte în care să vi se releve ceva foarte important pentru voi și rezultatul final este turnul, ceva care vă va schimba foarte, foarte mult percepția. Și ideea aceasta că se dau foarte multe măști jos de pe față, dragii mei, gemeni care au legătură cu familia, cu un grup de oameni, deci ceva iese la iveală, cu familia, cu un grup de oameni sau cu colegii de la locul de muncă, cu ideea aceasta de împlinire din punct de vedere material. Și văd aici și un cavaler de cupe, deci ori o veste de la cineva de la drum, ori un drum pe care îl faceți voi, da, cu o invitație așa aparte, cu foarte multă căldură, aș spune eu, deja e cald afară, e cu foarte multă emoție, da? Dar per total sunt lucruri foarte, foarte bune aici la voi. Da, e ceva surprinzător ce veți afla iarăși pentru alții dintre voi. Oriceva legat iarăși zona financiară sau de soție, de mamă, de o prietenă, e o persoană, e o regină de monede, o persoană care stă bine din punct de vedere financiar, e o persoană darnică, o persoană iubitoare, o persoană care este apropiată mult de ideea aceasta de natură. Nu știu ce aflați voi pe aici, dar e ceva totuși care dă niște măști jos de pe față și e foarte, foarte rapid, dar e cu bine pentru voi. Dragii mei răcușori, hai să vedem pentru voi. Aveți așa situația, turnul, dar foarte mult a apărut această carte turnul. Ce anume se întâmplă, rezultatul final și energia generală. Acum poate nu se întâmplă, Doamne ferește, ceva prin lume, nu știu. Sper să nu, da, ceva care să aibă repercursiune așa la un nivel mai înalt, cumva mai spre toată lumea. E multă teamă aici la voi care are legătură cu un grup de oameni, da, cu un grup de oameni, cu ceva ce parcă stă pe loc. De asemenea, mai văd aici că ceva se zdruncină în viața voastră, posibil niște măști să se dea jos de pe față sau această așteptare de aici ia sfârșit, o așteptare care are legătură cu un grup de oameni și cu un drum sau cu o lecție de destin pentru voi. Poate are legătură cu o ieșire, cu un moment din acesta în care vreți să vă relaxați, o mică mare vacanță, da? Sau o întâlnire cu o persoană pentru a vă relaxa, pentru a sta la povești și așa mai departe. Posibil într-o discuție cu cineva anume să aflați ceva care să vă facă ori să plecați de undeva, ori pentru alții dintre voi poate fi vorba de acel sentiment că nu știu, cineva pleacă, da? Aflați de cineva că pleacă, nu știu. Și hai să vedem ce anume se întâmplă, regele de monede. Da, aici văd că e posibil ori să vă hotărâți să fiți mai economi începând cu această zi pentru unii dintre voi, pentru alții discutăm de un bărbat care are o influență foarte mare asupra voastră. E un bărbat mai tradiționalist, mai econom, mai rădăcinat acolo în propriile convingeri, e un bărbat foarte puternic din viața voastră. Nu e neapărat de dragoste, repet, poate acest eveniment de aici are legătură cu el sau cu zona voastră profesională, iarăși pentru alți răcușori, și rezultatul final este împăratul, dragilor, deci zona aceasta de autoritate este foarte, foarte intens aspectată. Acum, pentru unii dintre voi, posibil să aflați de un bărbat din viața voastră care are probleme cu autoritățile, pentru unii raci, pentru alții chiar discutăm de faptul că un anume eveniment e posibil să cam schimbe așa cursul lucrurilor, în special pe zona aceasta voastră profesională, da? Văd o atitudine foarte fermă iarăși pe care voi o luați, indiferent că sunteți femeie sau bărbat, o atitudine fermă care pur și simplu vă face să deveniți mai împliniți sau posibil să fiți împliniți cu ceea ce aflați, că poate percepeți ca pe o eliberare.
Deci, posibil tot felul de vești, tot felul de mesaje, tot felul de vorbe în acest sens. E o perioadă bună pentru voi, pentru că aveți două arcane majore, da, de asta zic perioadă, aveți turnul și împăratul. Acum, na, posibil să auziți de niște schimbări destul de radicale care se întâmplă la nivel de autorități, la nivel sau în viața unei persoane cu autoritate din viața voastră, la modul general vorbind. De asemenea, dacă aveți autoritate la locul de muncă sau în familie, posibil să fie acolo mici, mari zdruncinături, aș spune eu, și care au legătură cu un drum. Dar, per total, să știți că lucrurile sunt bune. Dragii mei lei, hai să vedem pentru voi. Și aveți așa situația 8 de cupe, ce anume se întâmplă, rezultatul final și energia generală, cavalerul de bâte. Da, sunt în engleză și eu vorbesc în română. Aici văd că parcă lăsați în urmă, nu știu, ceva ce nu vă mai împlinește, ceva ce nu vă mai oferă curiozitate. E ca și cum pur și simplu vreți să faceți niște schimbări în viața voastră, dragii mei lei, niște schimbări pentru inima voastră. Parcă vă avântați foarte mult spre o anumită destinație, spre o anumită situație din viața voastră și chiar sunteți pregătiți să renunțați la ceva anume. Acum poate e ceva important care are legătură, nu știu, cu o relație, cu o situație, cu un loc de muncă, un loc în care trăiți, dar pentru alții pur și simplu poate fi vorba că în această zi chiar lăsați deoparte o activitate pe care o aveați de făcut, da? Trebuia să mergeți în cutare loc și lăsați deoparte și vă duceți acolo unde vi se pare vouă mai interesant și unde sunteți mai atrași. Și hai să vedem ce anume se întâmplă, 4 de bâte. Posibil să vă întâlniți cu cineva, să petreceți, să fie o armonie între voi. Pentru unii lei, pentru alții chiar discutăm de faptul că încercați să stabilizați ceva mai mult în viața voastră, ceva ce e adevărat are legătură cu ceva ce vă entuziasmează pe voi foarte, foarte tare și vă stresează nițel în egală măsură. Și hai să vedem rezultatul final, împăratul. Și la voi. E o situație, poate un grup, poate faceți niște pregătiri pentru alți lei și reușiți aici să dobândiți o poziție de putere într-o situație anume din viața voastră. Reușiți să fiți pur și simplu mai siguri pe voi, posibil chiar să dobândiți, eu știu, o autoritate mai mare într-un grup, la o petrecere, într-un trio, da, pentru alți lei. Dar, per total, să știți că lucrurile sunt bune aici la voi, aveți o singură arcană majoră și, indiferent că sunteți femeie sau că sunteți bărbați, e o situație anume în care luați atitudine, da, așa, serioasă, nu glumă. Și asta e bine, da? E bine că vă exprimați, așa cum v-am mai spus, că vă exprimați ceea ce simțiți, ceea ce doriți să faceți. E o perioadă fantastică pentru voi să spuneți lucrurilor pe nume. Profitați cât se poate de energiile care sunt pe cer. Dragi fecioare, hai să vedem pentru voi ce se întâmplă, ce se arată. Și aveți așa situația, cavalerul de cupe, ce anume se întâmplă, rezultatul final și energia generală, moartea. Ok, dragilor, pentru voi e posibil să aflați de nașterea unui copil, da, sau cu o persoană a rămas însărcinată, pentru unii dintre voi. Pentru alții discutăm de o eliberare fantastică aici la voi, posibil de asemenea alții să vă fi făcut tot felul de planuri, tot felul de iluzii cu privire la o persoană sau la o situație, că e ca și cum aveați 11.000 de portițe de scăpare. Și e posibil să aflați în această zi, da, că nu era chiar așa, dacă ceva ajunge la final, ceva s-a terminat acolo. E o situație bună pentru că, uitați, vine o persoană care parcă vă luminează, vine o persoană care rezonează foarte bine cu voi din punct de vedere emoțional. E ca o veste acolo pe care o primiți sau o ofertă, da, sau o persoană de la drum care vă oferă această veste pentru unii dintre voi. Pentru alții chiar discutăm de faptul că se termină o relație care era imatură din punct de vedere emoțional. Nu spun acum că vă despărțiți, dar poate se termină o etapă sau cu o persoană foarte dragă vouă, nu neapărat de dragoste, un prieten, o prietenă. Și ce anume se întâmplă, 7 de bâte. Și acum poate cunoașteți o persoană nouă pentru unii, dar poate aveți mai multe opțiuni așa și acum
cineva sau ceva vine spre voi. Și văd aici că vă dă putere, vă dă curaj, sunteți într-o situație în care luați atitudine, o situație în care stați, păziți, vă știți foarte bine teritoriul, vă știți foarte bine locul în care vă aflați și asta este foarte, foarte bine. Posibil chiar să îi îndrumați pe ceilalți, să sfătuiți anumite persoane, poate la o vreme de seară pentru alții dintre voi. Și rezultatul final este 8 de spade, dragilor. E posibil să auziți de cineva că i s-a cam îngrădit libertatea. Sau putem să discutăm aici de niște piedici care sunt din exterior, dar cumva, deci nu vi le impuneți voi, cumva, oarecum sunteți legați de ceva anume și posibil să doriți să rupeți o legătură sau să lăsați în urmă, să tăiați ceva care vă ținea captivi într-o situație anume din viața voastră. Ceva care vă stresa aici, da, pentru unii dintre voi și na, asta e foarte interesant. Văd că lăsați iarăși ceva în urmă. Deci voi în această zi cel puțin sau începând cu această zi lăsați ceva în urmă, ceva în care poate ați investit mult sau ceva care nu vă mai împlinea. Pur și simplu parcă vreți să tăiați da, tot ceea ce vă ține în loc și asta este bine. Deci se anunță o zi cu schimbări. Dragi balanțe, hai să vedem pentru voi ce se întâmplă, ce se arată și aveți așa situația cavalerul de monede, ce anume se întâmplă, rezultatul final și energia generală diavolul. Ok. E ceva care vă tentează foarte tare aici. Ceva care are legătură cu zona banilor, ceva care vine așa încet, dar sigur către voi. E ceva de care vă bucurați, eu tind să cred că vă bucurați mult prea mult, în sensul că e posibil să culegeți roadele a ceea ce voi ați sădit, să aflați niște vești sau poate ați muncit la ceva și acum în sfârșit vedeți rezultatele pentru unii dintre voi. Pentru alții discutăm de faptul că intrați în contact cu o persoană care vă pur și simplu vă reînvie la viață, vă dă așa o poftă de viață aparte, niște vești pe care le primiți iarăși de la o persoană. E ceva aici care pe voi pur și simplu vă pune așa într-o lumină foarte bună, dar e în sensul că scoate din voi și anumite frici, da? Anumite lucruri ascunse, anumite lucruri mai puțin plăcute, uscate, vechi, da? Lucruri acolo antice și de mult. Parcă sunteți puși așa față în față cu tot ce înseamnă ideea aceasta de finanțe, da? Poate o dependență financiară de cineva sau ceva de genul acesta. Și ce anume se întâmplă, regina de spade. Dacă sunteți femeie, luați o atitudine foarte radicală, ori semnați ceva, ori pur și simplu clarificați ceva în această zi, ceva ce are legătură cu zona banilor, zona drumurilor, cu ceva stabil iarăși din viața voastră. Parcă vreți să faceți claritate în ceva anume. E ca și cum pur și simplu țineți foarte mult la ideea voastră de libertate, la statutul pe care îl aveți, la ideile voastre și de nicio culoare nu vreți să vă clintiți de acolo, sunteți ca stânca. Dacă sunteți bărbat, atunci aveți de-a face cu astfel de femeie care, nu știu, ori se ocupă cu zona învățării, zona învățământului, cu zona intelectuală, sau lucrează undeva de ceva timp, da? Dar încă nu este într-o poziție de conducere, ceva de genul acesta. E o persoană, să zic până așa, mai dificilă. Acum nu înțelegeți greșit că e posibil să vă poziționați voi foarte, foarte bine, da? Dacă sunteți doamne, deci să vă poziționați extraordinar de bine, să fiți foarte sigure pe voi, să știți cu exactitate ceea ce vreți într-o situație anume, să spuneți, domnule, până aici, da? Până aici, pe aici nu se trece, da? Să luați atitudine în acest sens. Și rezultatul final este regele de monede, dragii mei. Cred că reușiți să mai stabilizați ceva, da? Păi, pentru că de la cavalerul de monede ajungeți la regele de monede, care este apogeul pe zona financiară sau pe zona aceasta materială.
Și e vorba de o cumpătare aici, totuși, că regele de monede nu se aruncă așa cu capul înainte. Regele de monede merge foarte trăgănat și are niște lucruri acolo foarte bine întipărite în minte din experiențele sale. A trăit foarte multe lucruri din punct de vedere material, regele de monede. Și e cumva mai cumpătat, cumva poate e ușor mai, știu eu, mai econom din fire, ca să spun așa. Pentru unii e posibil să, v-am zis, să avansați, da, într-o situație, într-o relație de prietenie, da, nu neapărat de dragoste, să ne înțelegem. Poate să fie vorba de un vecin, de un coleg de muncă, de cineva aici care iarăși vă ajută. Deci sunt două personaje cu care intrați în contact în această zi și sunt persoane importante pentru voi, aș spune eu. Poate chiar discutăm de elemente de noutate care apar ori în relație cu aceste persoane, ori, nu știu, mâncați ceva nou, faceți ceva nou iarăși în această zi. Deci intrați în contact cu chiar cu multe personaje, aș spune eu, și asta e bine, dar e nevoie, dar parcă intrați în contact și e posibil să vedeți anumite părți mai puțin plăcute în ceilalți și ia uitați-vă voi adânc așa în interiorul vostru, că de multe ori ce ne deranjează la ceilalți, de regulă pe undeva avem și noi o bubiță, tot ceva de genul, și nu ne dăm seama, nu suntem conștienți de ea și poate e cazul să deschidem ochii mai mari, ca să spun așa. Dar pe total să știți că e o zi bună, e o zi în care sunteți puși față în față cu niște lucruri pe care e nevoie să le rezolvați. Dragii mei scorpioni, hai să vedem pentru voi ce se întâmplă, ce se arată. Și aveți așa situația îndrăgostiții, ok, ce anume se întâmplă, rezultatul final și energia generală e 7 de bâte. Dragii mei scorpioni, în primul rând aici e interesant că ceva vă provoacă, e o alegere foarte importantă pentru voi, e ceva care vă pune în gardă aici, e ceva care s-a terminat și ceva care vă dă o încredere în voi fantastic sau fantastică. Sau vă simțiți fantastic, dacă asta urma să spun, în urma unui final, da? S-a încheiat ceva, dar într-un mod natural, nu se întâmplă acum nu știu ce nenorocire, ceva s-a încheiat într-un mod natural și în sfârșit vă simțiți și voi acolo bine. E adevărat, aveți de luat o decizie importantă pentru viața voastră de acum încolo, e ca și cum sunteți foarte entuziasmați și e posibil să vreți tare mult să mergeți pe un anumit drum, dar încă nu prea știți, da? Cum anume să fie lucrurile. E o persoană nouă care e posibil să vă contacteze în această zi, ori o persoană pe care ați cunoscut-o nouă sau un nou sentiment care pur și simplu vă domină aici în toată această poveste. Pentru unii scorpioni poate fi vorba de această idee de concurență, nu știu cum, ori mai apare cineva în viața voastră, ori vi se pare vouă interesant așa și altă persoană asta, dacă aveți pe cineva, dacă sunteți singuri, poate e o zi în care aveți așa mai mult chef de viață și e posibil să doriți tare mult să atrageți atenția, să faceți cuceriri, e posibil să vă simțiți așa într-un mare fel. Și hai să vedem ce anume se întâmplă magicianul. Și văd că e o zi în care pur și simplu vă jucați foarte mult, e o zi în care poate aveți mai multe lucruri de făcut și atunci e nevoie să vă împărțiți și într-o parte și în cealaltă. E ca și cum e o zi în care simțiți că aveți tot ce vă trebuie, sunteți bine, dar parcă e nevoie și de un semn divin. Parcă pur și simplu lucrurile merg bine pentru voi în această perioadă, că aveți îndrăgostiții și magicianul, deci două arcane majore deja, atât în cer cât și pe pământ pentru unii dintre voi. Și rezultatul final, asul de monede, dragii mei scorpioni, deci un element de noutate care apare în viața voastră, da? Ori mâncați ceva nou, ori sărbătoriți ceva, faceți ceva în acest sens, vă cumpărați ceva și așa mai departe. E ceva profund aici, e ceva de destin, e adevărat, e ceva foarte important pentru voi în mod special. Și are legătură cu multe, multe, multe vorbe, multe telefoane, multe mesaje, multe drumuri și foarte multă pasiune, da? Ce să facem? E cu pasiune. Eu v-am zis, Marte în leu, Venus în leu, ce să facem? E cu multă pasiune și e bine să ne bucurăm de asta, să fim autentici. Interesant, dragilor, e o zi bună și pentru voi, sau mai bine spus, e o perioadă bună și pentru voi. Dragii mei săgetători, hai să vedem pentru voi ce se întâmplă, ce se arată. Și aveți așa situația, regina de bâte, ce anume se întâmplă, rezultatul final și energia generală 7 de cupe. Voi sunteți într-un mare fel în această zi, în special dacă sunteți femeie, sunteți foarte plină de viață, foarte pozitivă, foarte pusă pe treabă, aveți foarte mari speranțe de la ceilalți, pur și simplu îi inspirați, îi faceți să se simtă mai bine
Și e posibil să le oferiți tot felul de alternative. Poate cineva vă cere un sfat și atunci voi oferiți tot felul de alternative în acest sens. Poate fi vorba de un nou început aici pentru voi, un nou început foarte frumos, un nou început care vă dă foarte multă încredere în voi. Poate fi vorba și de un copil pentru unii dintre voi sau un proiect, da, ceva nou aici care apare la orizont. E interesant faptul că dacă sunteți bărbat, atunci e posibil să cunoașteți o femeie foarte plină de viață, o femeie foarte pozitivă, o femeie care vă ridică moralul foarte sus. Să știți, dragilor, că e o mică mare iluzie, da? Adică, da, vă urcă până la cer, dar nu știu acum cât vor dura lucrurile, da? V-am zis, e o perioadă cu multă pasiune, dar nu știu cât de multă stabilitate. Și hai să vedem ce anume se întâmplă turnul. Da, și e posibil să se întâmple un anumit eveniment care să vă facă să plecați ori de lângă această persoană, ori pur și simplu un anumit eveniment care să vă arate că nu toate aceste opțiuni sunt valabile, un anumit eveniment care să vă arate că nu tot ceea ce gândeați voi este adevărat. Poate fi vorba de un sentiment așa de singurătate, de abandon. E un eveniment, nu știu, care pur și simplu stinge așa anumite lucruri pe acolo prin viață. Nu neapărat să fie negativ, dar pentru unii poate fi vorba de zona prietenilor sau de ideea aceasta de a petrece, da? De a vă bucura. Și rezultatul final este 9 de cupe. Totuși o împlinire pentru voi. V-am spus, ori sunteți voi foarte pozitivi, ori aveți o astfel de femeie în viață. E ca și cum vă bucurați, meditați, pur și simplu sunteți foarte împliniți cu ceea ce curge, cu ceea ce vine către voi în această zi. Și are legătură cu viitorul vostru îndepărtat sau cu zona internetului pentru unii săgetători. Dragii mei capricorni, hai să vedem pentru voi ce se întâmplă, ce se arată. Și aveți așa situația 10 de bâte, ce anume se întâmplă, rezultatul final și energia generală, spânzuratul. Ok, dragii mei capricorni, păi, în primul rând aici văd că nu prea mai suportați un blocaj anume din viața voastră, parcă vă simțiți sacrificați acolo, parcă simțiți că stați strâm și gândiți drept, vă simțiți așa că e ca și cum sunteți într-o poziție destul de incomod, aș spune eu, dar eu aș spune să profitați de această poziție. E ca și cum ori o autoritate vă ține în loc, ori sunt niște reguli, da, impuse care vă țin pe voi în loc aici sau care vă blochează dintr-un anumit punct de vedere, ceva legat de zona autorităților sau o persoană cu autoritate din viața voastră. Și ce anume se întâmplă este pajul de spade, adică valetul de spade. E posibil să vă informați cum anume să ieșiți din tot acest blocaj. E posibil să aveți foarte mult curaj, să faceți acolo un mic mare spionaj, să încercați să vedeți care sunt căile de ieșire, cum anume puteți să faceți ca lucrurile să fie altfel, da? Cum anume puteți să aveți o altă viziune, cum anume să împăcați și capra și varza, cum anume să jonglați cu ceea ce aveți și cum anume să mențineți un echilibru, pentru că aici e nevoie să vă schimbați ușor mentalitatea. E nevoie să vă schimbați optica asupra unei situații, deci viziunea asupra unei situații, asupra unei relații și așa mai departe. Și rezultatul final este 6 de monede, deci niște bani pe care ori îi dați, ori îi primiți, ori această idee de a vă împărți între stânga și dreapta sau poate e nevoie să vă cumpărați ceva sau e nevoie să împărțiți banii mult mai bine, da, să, în viața voastră, la modul general vorbind. Posibil să primiți, da, niște bani în această zi sau un cadou pentru alți capricorni. De asemenea, posibil să împărțiți banii sau să vă cumpărați ceva în această zi pentru alții dintre voi, ceva care să vă fie de folos vouă, dar cumva vă puneți pe voi pe primul loc când vine vorba de a împărți acești bani, de a vă cumpăra ceva, de a pune ceva la punct din acest punct de vedere. Aveți o singură arcană majoră, semn că e o energie care nu durează foarte mult, depinde de voi cum vreți să ieșiți din acest blocaj, din acest sacrificiu, că aveți șanse, deci aveți informațiile necesare. Dragii mei vărsători, hai să vedem pentru voi ce se întâmplă, ce se arată. Și aveți așa situația 4 de bâte,
ce anume se întâmplă, rezultatul final și energia generală, regina de bâte. Dragii mei vărsători, ce să vă zic, aici cu regina de bâte, 4 de bâte, parcă celebrați ceva împreună cu o persoană dragă vouă. E o zi așa de sărbătoare, e o zi în care vă simțiți bine atât voi cât și o persoană anume din viața voastră. E o femeie foarte plină de viață, o femeie care vă ridică așa moralul pentru unii dintre voi, pentru alții e posibil chiar voi să, dacă sunteți femeie, să pur și simplu să îi susțineți pe ceilalți sau să vă bucurați de o reușită, de ceva anume, da? Poate e vorba, poate e a voastră sau poate e a unei persoane din jurul vostru, nu neapărat. Da? Și văd aici că parcă stați și povestiți și analizați lucrurile, parcă stați, aveți emoții, da? E ceva foarte, foarte frumos aici la voi. Posibil să vă întâlniți cu o femeie, pentru unii dintre voi, o femeie așa mai plină de viață, să vă întâlniți ori la o întâlnire, la o petrecere, la o celebrare, ceva de genul acesta. Și hai să vedem ce anume se întâmplă, asul de monede. Niște vești pe care le primiți și care au legătură cu ideea aceasta de stabilitate, ideea aceasta de noutate, de finanțe din viața voastră, de ce nu? E ceva care ține de zona aceasta materială, deci poate fi vorba și de un grup de oameni sau de o persoană nouă, o lecție pe care o învățați, e ca și cum conștientizați ceva, conștientizați un anumit mod, da? Pentru unii poate chiar începeți ceva nou sau aveți discuții în acest sens, mai concretizați ceva anume, mai puneți la punct acolo anumite lucruri și rezultatul final este 3 de cupe, dragilor, deci discutăm aici despre faptul că reușiți ori să petreceți alături de cineva, ori e o zi în care vă bucurați împreună cu o persoană dragă vouă sau cu persoane dragi vouă, e ca și cum celebrați ceva, un element de noutate din viața voastră sau niște bani pe care îi primiți. Și de asemenea e o celebrare aici care are legătură cu zona autorităților sau cu o persoană cu autoritate din viața voastră. Per total, să știți că e o zi bună pentru voi, e o zi în care pur și simplu radiați, așa, se întâmplă tot felul de evenimente chiar benefice pentru voi. Dragii mei peștișori, hai să vedem pentru voi ce se întâmplă, ce se arată. Și aveți așa situația 2 de monede, ce anume se întâmplă, rezultatul final și energia generală împărăteasa. Dragii mei peștișori, în primul rând, dacă sunteți femeie, e o zi în care e nevoie să vă împărțiți așa între două locuri, între doi copii, între două locuri de muncă, între două situații, între pasiune și rațiune, da? E o zi frumoasă pentru voi, e o zi în care se cere să fiți foarte, foarte diplomată, da? Dacă sunteți femeie, dacă sunteți bărbat, posibil să intrați în contact cu o persoană, cu o femeie blândă, iubitoare, o femeie care este foarte sigură pe ea, e o femeie care pur și simplu vă oferă o imagine asupra lucrurilor mult mai calmă, mult mai roditoare. Sau poate fi vorba de un proiect în care sunteți implicați și în care e nevoie să dați dovadă de foarte multă diplomație, e nevoie să împărțiți așa și capra și varsa. Și hai să vedem ce anume se întâmplă, pajul de cupe, da, sau valetul de cupe. Sunt mesaje de apreciere care vin către voi, mesaje frumoase, pot fi de dragoste pentru unii pești, pentru alții putem să discutăm de simple mesaje de apreciere, de la colegii de muncă, de la o persoană, de la șefa sau de la o persoană foarte dragă vouă. Și asta este bine. Hai să vedem ce sunt cu aceste mesaje. Au legătură cu ceva nou, cu niște bani sau cu niște elemente de noutate din viața voastră sau cu zona aceasta a finanțelor, cu ceva nou ce ați început voi. Și rezultatul final este regele de bâte, dragii mei peștișori. Da, iarăși, posibil să mai intrați în contact astăzi cu un bărbat care este, era să zic negustor, da, e negustor, na, orice ar însemna negustor în zilele noastre, da, face negoți, se ocupă cu zona vânzărilor, zona politicii sau e într-o poziție în care e nevoie permanent să-i convingă pe ceilalți, da, ceva de genul acesta. E un personaj aici foarte plin de viață, e un personaj care pur și simplu vine în viața voastră și e posibil să vă ofere aceste complimente dacă sunteți doamnă. Dacă nu, pur și simplu poate fi vorba de un personaj din viața voastră cu care reușiți să clarificați ceva anume, da? Poate ceva pe zona actilor,
actelor pentru unii peștișori, deci să semnați ceva. Dar totuși sunt elemente de noutate aici și posibil să se cam aprindă acolo ceva. Nu neapărat acum se vă îndrăgostiți sau se îndrăgostește vreo cineva. Pentru unii posibil, dar nu pentru toată lumea. Pur și simplu e, poate fi chiar acea energie că sunteți entuziasmați, da, de această persoană sau de noutățile care vi se aduc. Sunteți foarte entuziasmați de aceste vești în mod special. Dar, per total, e o zi bună, e o zi în care puteți să creșteți ceva. E o zi bună pentru, pentru a rodi. Da? E o zi bună în care puteți să înmulțiți lucrurile. Dragilor, eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, acestea au fost citirile și pentru astăzi, nu uitați, nu interpretați nimic la modul personal, pentru că adevărul tău personal îți aparține numai ție. Vă pup, vă îmbrățișez și să aveți o zi minunată!